Un primar gospodar și ambițios nu se limitează doar la asfaltarea și modernizarea principalelor drumuri din comunitatea pe care o reprezintă, ci se gândește și la drumurile agricole, așa cum este și cazul edilului din comuna Sălașul de Sus, care a pregătit deja, împreună cu echipa din primărie, proiecte ce vizează modernizarea drumurilor de exploatație agricolă, pentru a facilita accesul fermierilor la terenurile pe care le lucrează. Acum ne pregătim pentru că din 2 noiembrie sau din 3 noiembrie se deschide o nouă sesiune și pe modernizare străzi și pe modernizare drumuri de exploatație agricolă. Ne pregătim să depunem proiect și pe unul și pe celălalt, acum în funcție și de punctaj, că se vor deschide pe etape 90, 70, 50, cum e ghidul, să vedem unde ne încadrăm noi și dacă vom fi undeva cu punctajul mai la final, având două proiecte pe drumuri agricole deja, cam teritoriul comun este angrenat este o grilă acolo în care spune că trebuie să ai minim 4500 de hectare de teren agricol, noi avem vreo 10.000, dar majoritatea este prinsă pe celelalte două și atunci s-ar putea să avem un punctaj mai mic, dar eu tot timpul zic, dacă nu depui, n-ai nicio șansă. Dacă depui, ai 1% șansă. Acum să sperăm să nu se ia banii pe celelalte etape, să rămână și pe etapa noastră în care o fi ultima sau penultima unde ne încadrăm și să le putem, cum spuneți dumneavoastră, moderniza pentru ca fermierii să poată să aibă acces cât mai ușor la parcele. Edilul mai spune că vor fi aproximativ 9 km de drumuri agricole care vor fi amenajate în așa fel încât să faciliteze accesul fermierilor la terenurile agricole. Acum 2 ani de zile am reușit pe 10 km de drum pietruit. Încercăm și acum tot la fel, undeva la 8-9 km pe drum pietruit. Asfalt, nici vorbă că se ridică costul și atunci faci 1 km de asfalt și ai terminat. Mai bine drumuri pietruite și bine făcute, cu rigole, cu șanțuri de scurgere și cu tot ce ține și au durată de viață aproape ca și cele asfaltate.